Se împlinesc 25 de ani de când Vladimir Putin e la putere în Federația Rusă, țara cu cea mai mare suprafață și cel mai mare arsenal nuclear din lume. În 2022, liderul de la Kremlin a declanșat cel mai sângeros conflict armat din Europa, de la încheierea celui de-al doilea război mondial, când a ordonat trupelor sale să invadeze Ucraina. După o lungă activitate în temutul Comitet Sovietic pentru Securitate, KGB, Vladimir Putin se implică în politică. Își începe noua carieră la primăria vechii capitale imperiale, Sankt Petersburg. La numai 8 ani de la destrămarea URSS, în 1999, este deja numit în funcția de prim-ministru. Iar câteva luni mai târziu devine președinte, după ce primul conducător al Rusiei post-sovietice, Boris Yeltsin, renunță la putere. Acum, la un sfert de secol distanță, unii analiști politici sunt de părere că impactul lui Vladimir Putin asupra societății ruse poate fi comparat doar cu cel avut de dictatorul bolșevic Iosif Stalin și țarul tiran Ivan cel Groasnic. Хотя абсолютное количество жертв пока, слава богу, не сопоставимо ни со сталинской эпохой, ни с эпохой Ивана Грозного. Но вот с точки зрения политической, да, ответственности, так сказать, перед историей, его вина гораздо глубже, гораздо более серьезна, чем вина предыдущих диктаторов. Vladimir Putin are toate șansele să rămână în istoria contemporană a Rusiei drept cel mai longeviv conducător. Actualul mandat al cincilea se încheie în 2030. Totuși, în urma unei modificări controversate a Constituției, liderul de la Kremlin poate pretinde încă 6 ani în fotoliul prezidențial. Если Путину удастся все-таки, вопреки всему, добиться какого-то результата, который он сможет предъявить как победу, более-менее убедительный результат какой-то, предъявить российскому обществу, российскому политическому классу, но тогда он, в принципе, получит шанс еще какое-то время протянуть и, может быть, даже дожить до конца, так сказать, своего направления. Дальше. După declanșarea războiului din Ucraina, Vladimir Putin și-a întărit puternic legăturile cu liderii autoritari din China, Corea de Nord și Iran, în încercarea de a crea o alianță care să se opună țărilor occidentale.